după cum puteți vedea, direcțiile lansetelor sunt următoarea. Cea mai din stânga se vede firul, este chiar în față la salcie, cum vă spuneam, pe culoar spre deversorul principal, să-i spunem așa. De fapt, un deversor, este un prea plin. În momentul în care apa crește foarte tare, depășește pragul și se varsă în lacul următor. Celelalte două lansetele din mijloc sunt date pe acea tăblie, pe deversorul original al bălții, deversorul care face tot ceea ce ar trebui să facă un călugăr, un deversor, adică să creeze un circuit în care toate dejecțiile care în mod normal se așează pe fundul apei să fie ridicate și să fie date afară. Pentru că, pentru cine nu știe, de fapt, rolul unui călugăr acesta este. N-a fost inventat ca să egalizeze apa, adică în ideea în care crește, trece peste un anumit baraj și se varsă mai departe. Nu. Un călugăr, un deversor făcut bine, gândit, creează ca un fel de circuit al apei și el practic extrage apa de pe substrat, astfel încât să arunce dejecțiile afară din lac. Pentru că într-un lac atât de populat cum este la mare, gândiți-vă ce lasă peștii în urma lor, ca să folosesc un eufemism. Și atunci, dacă nu ar funcționa foarte bine acest călugăr, în timp vom vedea că avem de-a face cu nămol din ce în ce mai mare, care de fapt nu este nămol. Este vorba despre aceste dejecții. Și lanseta din dreapta este aruncată pe colțul bălții la intercepție. Ca atare, voi începe să nădesc și am să vă mai explic un truc pentru lanseta de aici, care este dată undeva la, cât să zicem, 30 de metri, 30, 35, 40 de metri. Este foarte greu cu acest tip de cobră, care este o cobră gândită și realizată pentru aruncarea la mare distanță, este foarte greu să dați cu o singură bilă atât de aproape. Pur și simplu e greu. Nu poți să-ți coordonezi mișcările, pentru că nu a fost gândită ca să dai aproape. Și atunci, poate există pescari care știu, care au această tactică și pot arunca cu asemenea cobră la 20 de metri. Eu, ca să fiu sincer, nu știu să fac acest lucru și atunci fac altceva. Pun mai multe bile, până la 6 bile, de exemplu. Acum am pus 6 și atunci este mai ușor să dau aproape. Da? Mai mult decât faptul că mă ajută să dau aproape, creez practic o potecă de boilesuri. Deci, de la primul boiles care cade în apă până la ultimul, de la primul până la 6, celelalte 4 care sunt între ele creează practic o potecă pentru pește. Și atunci nu vorbim despre o nădire foarte restrânsă, vorbim de o nădire un pic mai mare, care însă se justifică pe un asemenea tip de lac. Mai ales că am aflat și eu de la producătorii de boilesuri, ceea ce până la urmă informația nu este deloc ilogică. Dacă stai să te gândești bine, are foarte mult sens. Cei care produc boilesuri și mai ales cei care produc boilesuri de calitate au această teorie care spune că nădind cu boiles nu există pericolul de supranădire. De ce? Pentru că în momentul în care tu ți atragi peștii pe vad, și repet, discutăm despre lacuri în care există pește destul de mult, nu foarte, foarte mult cum e aici la moară. Deci un lac în care există pește destul de mult. În secunda în care peștii vin pe patul de nadă, această nadă, acest boiles, dacă este bine făcut, trece prin ei foarte, foarte repede. Deci, practic, el nu mănâncă, să zicem, nu știu, 10-15 bile, după care se duce să se culce pentru că nu mai poate să mai mănânce. Nu! O bilă făcută bine are foarte multe materiale, inclusiv făină predigerată și fel de fel de alte produse pe care eu, sincer, nu le cunosc și nu le cunosc decât cei care fac respectivele bile, dar toate aceste ingrediente dau la final un produs care trebuie să se digere extrem de repede. După cum știți și pentru cine nu știe, voi repeta, peștii nu au stomac, au numai mațe și de aceea nu e bine, de exemplu, să nădim cu porumb. Indiferent dacă vorbim despre porumb umectat sau lăsat la fezandat, nu mai ajunge porumb uscat, pentru că acel porumb stă în mațele peștelui foarte mult timp și îl satură. Deci nu este productiv decât poate pentru o partidă, să zicem, de 12 ore. Dacă facem o partidă mai lungă, e bine să nădim cu boilesuri și pentru astăzi, de exemplu, vreau să verific dacă și această afirmație, această teorie funcționează. Că indiferent de cât de mult nădim,
peștele nu va pleca de pe patul de nadă până când nu va termina toată mâncarea pe care noi o pregătim. Dacă zic, ești nebun, uite cât a bat ăsta de pește. Băi, ești nebun, ăsta-i 20, mă. Am un al doilea drill, tot la lansetele date în față. Din câte simt așa, e un pește frumos, dar nu cred că e un pește la fel de mare cu cel pe care l-am avut mai de dimineață. Dar e un pește serios, după cum puteți vedea. E puternic, pleacă și furna este destul de strânsă. Îmi place foarte tare, nu sunt lansetele mele, sunt niște lansete mai moi. Asta însemnând că lucrează mult mai bine și o lansetă mai moale vă ajută în momentul în care, să spunem că faceți o greșeală, adică peștele este destul de aproape, nu lăsați frâna deschisă și atunci, dacă lanseta este dură și peștele a contrat, rupe firul. O lansetă mai moale se arcuiește, obosește peștele din arcuirea vârfului, ceea ce este un mare avantaj, repet, pentru cei care, să spunem că greșesc. Pe de altă parte, și drill-ul este mai frumos, este mai senzitiv. Simți mult mai bine peștele în momentul în care lanseta este mai moale. Orice fel de contră o simți în lansetă instantaneu. Dacă e o lansetă tip par, atunci evident că nu mai avem același feeling-uri. Am adus peștele un pic mai repede decât precedentul exemplar, însă nu este un pește mic deloc. A avut un comportament un pic mai ciudat, însă acum își pune în valoare forța, după cum puteți observa. De aceea e frumos pescuitul, pentru că, la fel ca și în viață, la fel ca așa cum și oamenii sunt diferiți, și peștii sunt diferiți, și puteți avea surpriza ca un pește care vine mai încet sau mai repede să fie mai mare decât vă așteptați. Uitați, un exemplar superb, oricum overten clar, la două bile de 20. Wow, balenă! E frumos, frumos! E frumos, frumos! Dragi pescari, după ce am avut parte de o noapte destul de dificilă, cu o vreme extrem de nefavorabilă, am hotărât împreună cu Teo să ne oprim din pescuit, pentru că erau fulgere și tunete, și nu recomandăm nimănui să pescuiască pe asemenea vreme cu lansete de carbon. Teo a trebuit să plece de dimineață, că a avut niște probleme, a venit Sorin și ne-am apucat de pescuit ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Să vedem ce se va întâmpla în continuare. Alessandra,
Bună ziua, dragi pescari! Ne aflăm în această săptămână pe o baltă minunată, care mi este foarte, foarte dragă, unde am prins foarte mult pește, unde am câștigat și ceva concursuri. Este vorba despre Moara Vlăsiei. E o baltă care nu prea mai are nevoie de prea multă prezentare, pentru că toată lumea știe ce potențial piscicol are. Și voi face o nadă ceva mai deosebită, care se apropie de cea a fideriștilor, dar o combinație între nada de fider și cea a pescarilor de crab. Voi folosi în prima fază peletele de 4,5 mm pe bază de făină de pește, din care voi face o pastură. După care voi veni cu pelete de 6 mm să dau granulație și, ca să legăm această pastură, voi folosi o nadă de scuit cu aromă de scuit, tot de la Card Discount, pentru că de data asta doresc să am o nadă foarte, foarte bine colată. La cârlig voi folosi în prima fază un pop-up roz, este vorba de un pop-up de căpșună de 8 mm, tot de la Card Discount. Și de-a lungul partidei voi alterna cu pop-up galben cu aromă de scuit și prună. Asta ne jucăm la cârlig, asta va fi la o lansetă. La cealaltă lansetă voi juca cu niște boilesuri tardipuite. Este vorba de niște boilesuri marcă proprie, care ne jucăm cu ele de ceva vreme și probabil în curând vor fi și pe piață. Am pus o bilă de 20 cu un mic căpăcel de bob de porumb ca să-i dea un pic de culoare acolo, să fie totul bine. Țin să vă precizez că boilesurile pe care le voi folosi au aromă de crab cu belacean. Și să ne apucăm de treabă. În prima fază vreau să topesc aceste pelete, să facă o pastă de pelete. Ce ne rămâne de făcut? Trebuie să le umplem cu apă. Fideriștii spun că optim pentru a cola peletele, timpul este egal cu dimensiunea peletei. Deci dacă avem o peletă de 4,5 mm, trebuie să o ținem la umectat 4 minute și jumătate. Eu o să le țin, o să dublez acest timp, pentru că aceste pelete doresc, cum v-am zis mai devreme, doresc să se topească, să fie o pastă de pelete. Acum trebuie să așteptăm 10 minute pentru ca aceste pelete să se topească. Iată, dragi pescari, că cele 10 minute ale noastre au trecut și acum avem o pastă de pelete. Ca și ingrediente, nu este o cheltuială foarte mare, pentru că am pus cam jumătate de kil de pelete pe care le-am topit, după care o să vin cu 1 kg de nadă. Am obținut o nadă care colează foarte, foarte bine. Nu ne mai rămâne de făcut decât să adăugăm un pic de granulație. Ce voi face acum? În continuare voi adăuga niște pelete de același tip de făină de pește, numai că aceste pelete au o consistență mai mare, sunt de 6 mm. Am adăugat cam încă jumătate de kilogram. Deci am avut jumătate de kilogram de pelete de 4,5 mm pe care le-am topit. Am venit cu 1 kg de nadă de scuit. E vorba de nadă la Card Discount, de Megamix-ul de scuit. Și încă jumătate de kilogram de pelete de făină de pește. Cantitate care ne ajunge pentru... Eu nu schimb lansetele destul de des ca să-mi creez patul de nadă din năditor și în felul acesta îmi și nădez locul. Ca și pescuit, ca și tip de pescuit, voi pescui la cârlig, exact cum v-am zis, o montură foarte, foarte fină. Este vorba despre un cârlig numărul 8 și un pop-up de 8 mm care se echilibrează perfect cu el. La cealaltă lansetă voi pescui cu o bilă de 20, cum v-am și zis, producție proprie, la fel cu năditor,
și bineînțeles, mult iubita mea amnezie, care mi-a adus destul de multe satisfacții în pescuit. E vorba despre o bilă de 20 tare, cu un mic capac, cum îl numim noi, este vorba de un opritor de la Enterprise Tackle, ca să-i dea un pic de culoare. Așa că nu ne rămâne decât să omogenizăm nada puțin și să ne apucăm de pescuit. Odată nada făcută, nu ne rămâne decât să o punem pe momitor. Uitați cum arată. Nu o să fac un bulgăre foarte mare, pentru că vreau să ajung la niște distanțe destul de mari. Înainte să aruncăm, ne spălăm pe mâini, pentru că suntem murdari de nadă, ca să nu murdărim mulinetele, lansetele, că o să mai avem nevoie de ele și de pentru pescuitul următor, nu? Care spune paza bună trece prin meșterea. Se aplică în toate domeniile de activitate, însă noi vorbim acum despre pescuit și activitățile conexe. Iar dacă ne gândim la cum să aplicăm acest proverb, nu ne vine în cap decât valoarea sculelor pe care le avem. Cea mai mare valoare pe care eu o văd în acest moment este valoarea bărcilor de pescuit, care în ultimul timp, să fim corecți, a început să se simtă, să se vadă. Toți pescarii de spinning, toți pescarii, inclusiv cei de crab, merg în delta și acolo trebuie să-și păzească cumva aceste bărci. Care este soluția din punctul vostru de vedere? Din punctul nostru de vedere, deși în cele mai multe ocazii pensiunea unde te cazezi îți oferă un serviciu de parcare plătită pentru barcă, tragere, doc păzit, de multe ori nu este suficient, având situații în care au intrat prin stufării și au desfăcut cizma și au plecat cu tot grupul motoarelor, văzut pe camerele de supraveghere. Și atunci noi propunem o soluție de securitate, care vine derivată din protecția perimetrală electronică pentru împrejmuirile mari, dar este o soluție dedicată care folosește un cablu senzitiv, care practic se țese pe toată embarcațiunea și are un comunicator care te anunță pe telefon atunci când cineva încearcă să-ți îndepărteze fibra asta care este țesută pe motor sau pe barcă și te poate anunța pe telefon, reușind în acest fel să știi la momentul la care cineva încearcă între ghilimele să-ți viziteze barca
cu alte scopuri decât de a se plimba cu ea. Sistemul, cum se alimentează? Cum este... Sistemul este full autonom, se depozitează într-una din cutiile bărcii, este o cutie cu grad de protecție de exterior care conține un acumulator, asigurând o autonomie de până la o săptămână, grosomodo, dar de obicei o partidă de pescuit durează 5-10 zile maxim și atunci poți să ai un acumulator care e de dimensiunea a 4-5 telefoane mobile puse unul lângă altul. Și atunci acest acumulator cum poate fi reîncărcat? Deci sistemul, ca să-ți răspund punctual la întrebare, este full autonom, pe durata undeva între 5 și 9 zile este full autonom. Bun, barca o punem în parcare, dar să ne gândim că parcarea asta aparține de o pensiune, aparține de un hotel, de un motel. Poate acolo avem o baltă, poate avem și scule pescuit peste noapte. Ar fi bine ca să existe o pază și a perimetrului în sine. Am înțeles că vă ocupați și de așa ceva. Da, soluțiile pe care le comercializăm, ca și reprezentant direct al producătorului italian Luceat, se aplică împrejmuirilor mari, suprafețe foarte mari. Orice formă de împrejmuire metalică, gard flexibil, plasă de sârmă sau plasă sudată sau plasă de Buzău, cum se mai spune la noi, permițând practic să protejezi cu ea, folosind o centrală de alarmă de orice fel, să protejezi un perimetru nelimitat. Nu există restricții de lungime a perimetrului protejat cu soluția asta. Iar în situațiile unde nu există alimentare cu energie electrică pentru controlerele din componența sistemului, tot acest producător ne dă și o variantă de alimentare off-grid, o alimentare solară, care nu depinde de absolut nimic. Alimentare solară care stochează ziua și asigură funcționalitatea sistemului permanent fără să fie nevoie de o alimentare de undeva de la rețea.